O tinctură dintr-o plantă considerată cea mai lecuitoare când vine vorba despre afecțiunile cardiovasculare, planta anumită talpa gâștei. Vom avea nevoie de plantă proaspăt culeasă de talpa gâștei și alcool etilic de 70 de grade. La 100 de grame de plantă proaspăt culeasă vom folosi aproximativ 500 de mililitri de alcool etilic de uz alimentar de concentrație 70%. Se va cântări, se va mărunți și se va introduce într-un recipient încăpător cu gâtul larg, peste care se vor turna 500 de ml de alcool. Tinctura se va agita bine de mai multe ori pe zi timp de 7-8 zile, după care se poate strecura, se va administra astfel între 20 și 40 de picături, asta înseamnă aproximativ 2 ml, deci între 20 și 40 de picături de 2-3 ori pe zi înainte de mesele principale.